Iată-ne din nou în mult pran să o lăsăm pe altă dată. Au mai căzut puțin telvalurile, nu prea mult. Suntem la debarcader. Vin în serii, ca să zic așa, pe noapte au fost mai mari, fiindcă digul era aud deja. Am dat și azi o tură înainte cu bicicleta să văd care, unde, ce. Astoria încolo, Roxy, Bellona, nu sunt ok, sunt bramburea la haos. Victor va sta pe mal, iar eu o să intru în apă, ce să fac. Valurile vin în serie. Acum tocmai ce am pus seria asta, după care iar e liniște, după care o să vedem la fața locului ce se întâmplă și cât de caldă e apa, nici nu mai contează. În mult prea binecuvântata zi de marți, 6 octombrie 2020 sau a patra zi de weekend, cum ne place nouă să-i spunem. Până la mal, bravo! Super bălurel! După
cum vedeți, o atmosferă mirifică pe plajă. Plin de lume, soare. Gunoaiele pe care le lasă unii, bineînțeles. Noi. Și atât. Ioana e tocmai potrivită pentru plajă. Zilele trecute mai erau câte câțiva rătăciți. Dar acum, dat fiindcă nu e soare, numai noi stăm și tremurăm aici. Victor are o grămadă de treabă. Se joacă Anisie. Are interzis în apă. Nefericirea lui. Valurile nu sunt potrivite pentru el. Motiv pentru care și de ne bronzăm. Stăm la aerosol. Soare lui. Vântul a mai căzut față de zilele trecute. Valurile nu, din punctul meu de vedere, deși nix ce că mai mici de pipie. Cresc frumos așa cât să poți să le iei cu placa. Mai greu e să poată să ajungă în larg, după cum observați. Dar e călduț afară, deși nu-i soare. Valori mici, iau de ce e aici. Mâna mea e pe post de gimbal, pentru că la cum bate vântul, nu cred că ar stabiliza imaginea prea tare. Iar e o pauză, zici că nu-i niciun val dacă te uiți aici. Și când vin în serii de 3, 4, 5, te căpăcesc de te ia naiba.
Și aveți mod de vă certați. Bine! Ia uite-l pe tăticu! Ha, ce mișto! Nu pot să cred! Nici nu pot să seama! I-a luat valul placa, l-a tăvălit și în timp ce mergea pe val, pinguin și-a prins placa înapoi, s-a urcat pe ea! Super! Așa ceva! Nu pot să cred! Nu l-a auzit ce vă-l face! Așa ceva mai rar! Frumos la mare, mă! Ia uite ce e aici! Cum așa ceva? Păi, zici că era ea de la Surfarov? Da, și după aia ai prins-o și te-ai urcat pe ea. Asta am zis și eu, nu pot să cred așa ceva. Hai, la revedere. Nici eu nu pot să cred așa ceva.
stai lângă tăticu, vezi că te trag curenții, că la fund sunt curenții puternici. Da? Nu mai lângă tăticu, Victor. Bravo! Cam mai pentru el. Wow. O să doarmă la noapte. Vai. Haide, haide.
și pe cameră nu se văd la fel de mari cum sunt în realitate. Chiar sunt mari și sunt, cred că, mai puternice decât ieri. Ia uite. Bravo! Mai poți? Da, dar nu prea. Haide, pisicuțule! Vezi că aici sunt niște pietre, să nu te dai jos de pe placă, da? Să nu te lovești la cap. Și asta a fost pe ziua de azi. Zici și tu ceva aici, vino încă. La revedere! La revedere!